Te salut! Astăzi o să facem un review de carte, fiindcă tocmai ce am terminat de citit, mă rog, acum o oră, două, am terminat de citit această carte, care se numește Al Cincilea Legământ și este scrisă de Don Miguel Ruiz împreună cu Don José Ruiz, care este fiul lui Miguel Ruiz. Și mi s-a părut foarte interesant, este o continuare foarte frumoasă pentru cartea Cele Patru Legăminte, carte despre care, dacă mi-amintesc eu bine, am vorbit în provocarea celor 30 de zile în care am citit o carte în fiecare zi și găsești și un link în descrierea acestui filmuleț ca să vezi review-ul pentru cartea respectivă. Ideea de bază a cărții, până să mergem înspre cele câteva citate pe care le-am salvat de aici și care se regăsesc o mare parte dintre ele și în cartea Cele Patru Legăminte, însă aici este cumva prezentat mult mai profund principiul conform căruia fiecare dintre noi ne aflăm în visare chiar acum, în timp ce ne considerăm treji, noi de fapt visăm și ce visăm este conform gândurilor din mintea noastră. O să mergem puțin mai în profunzime pe acest subiect, însă înainte de a merge pe citate, simt să-ți spun un lucru despre carte, lucru ce surprinde cumva ideea de bază a cărții, este cumva coloana vertebrală a acestei cărți și această coloană vertebrală a cărții spune că tot ceea ce este înmagazinat în minte, Don Miguel Ruiz face referire la ceea ce este înmagazinat în minte sub titulatura prin cuvântul simbol. Și el spune că noi, în momentul în care venim în această existență, suntem un spirit întrupat care nu a învățat deocamdată care este simbolistica lumii în care s-a întrupat. Însă simbolurile au fost create de oameni pe parcursul timpului și cuvintele sunt ele însele simboluri. De exemplu, atunci când noi folosim simbolul scaun, de exemplu, avem asociat acestui simbol, care arată într-un anumit fel, scris cuvântul scaun în limba română, avem asociată imaginea unui scaun, pe care ne-l putem imagina, cu patru picioare, cu spătar sau fără, diferă de la persoană la persoană felul în care își imaginează și vede imaginea asociată cuvântului scaun. Și acest lucru este valabil pentru absolut fiecare cuvânt rostit sau scris. Cuvintele reprezintă simboluri. Oricum, mintea este alcătuită numai și numai din gânduri. Prin urmare, mintea este alcătuită din simboluri. Și scheletul acestei cărți este acela că noi ar trebui să învățăm să folosim aceste simboluri în avantajul nostru, fiindcă noi am ajuns să ne pierdem în simboluri, să ne pierdem în minte și să uităm cine suntem noi de fapt. Iar noi suntem de fapt conștiința, noi nu suntem nici mintea, nici trupul fizic. Acesta este mesajul de bază pe care am simțit eu că îl transmite cartea. Și în prima parte a cărții se reiau pe undeva cele patru legăminte, care sunt, imediat o să spun care sunt, dacă mă uit aici la cuprins, primul legământ este fii impecabil în ceea ce spui, se referă la igiena vorbirii și gândirii și folosirii cuvintelor în general. Al doilea legământ este acela de a nu considera nimic ca fiind personal. Asta, din perspectiva cărții, să nu o faci, fiindcă fiecare om experimentează realitatea lui proprie, conformă cu gândurile pe care le întreține în minte. De aceea, ceea ce spune un alt om, de cele mai multe ori, nu reflectă ceva despre tine, ci reflectă despre acel om și despre propria lui realitate. Noi interacționăm între noi, însă fiecare este cu realitatea lui personală și de aceea e important să nu iei lucrurile personal, fiindcă cu o probabilitate de aproape 100% nu este nimic personal acolo. Al treilea legământ este acela de a nu face presupuneri, iar aici oferă și Don Miguel Ruiz exemplu clasic care spune că
De exemplu, niște părinți și i-au permis fiicei lor să meargă la o petrecere pe seară și a trecut de ora la care fiica a spus că se întoarce și ea nu s-a întors. Și părinții încep să creeze tot felul de scenarii în mintea lor, cum că a fost răpită, i s-a întâmplat ceva rău sau mai știu eu ce. Și de fapt, într-un sfert de oră, jumătate de oră, fiica respectivă ajunge acasă. Ceea ce au făcut părinții a fost o presupunere inutilă, un exemplu de presupunere inutilă. Și al treilea legământ îți spune să nu faci astfel de presupuneri inutile. Și al patrulea legământ, imediat îți spun, zice să dai mereu tot ce ai mai bun. Cu resursele actuale, cu nivelul tău de conștiință actual, dă ceea ce ai mai bun, fiindcă aceasta este o oportunitate extraordinară de a-ți eleva, de fapt, nivelul de conștiință. Asta dacă coroborăm puțin și cu celelalte idei pe care le mai știm și pe care le-am mai discutat atât pe Fi Împlinit, cât și în unele dintre vlogurile de pe acest canal de YouTube. Și pe lângă aceste patru legamente care sunt recapitulate, Don Miguel Ruiz vine cu al cincilea legământ, care al cincilea legământ văd că nu apare în cuprins, dar îl găsesc imediat în conținutul cărții. Al cincilea legământ, sunt la al treilea, tra-la-la, imediat, al patrulea, fiindcă probabil nu a fost pus în cuprins ca să nu-și dea seama cineva care este al cincilea legământ, doar dacă se uită la cuprins. Al cincilea legământ spune, fii sceptic, dar învață să asculți. Și îți propune cumva ca să dai voie întregii structuri mentale care nu ți este de folos în acest moment în viața ta să se evapore și să te eliberezi de ea prin acest scepticism sănătos, așa cum îl numește Don Miguel Ruiz, adică să pui totul la îndoială și să păstrezi doar acele simboluri și structuri mentale care într-adevăr îți sunt de folos în realitatea ta. Și acum o să mergem puțin printre citate și încheiem vlogul de astăzi și îți mulțumesc că te-ai uitat. Citatele spun, o să iau 5 la număr, primul, viața este adevărul, iar adevărul este realitatea așa cum este, care există dincolo și mai presus de cuvinte sau simboluri. Visez și sunt conștient că visez, suntem la al doilea citat, lăsând acest lucru la o parte, nimic altceva nu e important, pentru că restul este doar o poveste, adică tu să-ți dai seama că în chiar acest moment visezi. Tu te afli aici doar pentru a exista, nu din alt motiv. Nu ai nicio altă misiune în afară de aceea de a te bucura de viață, de a fi fericit. Singurul lucru de care ai nevoie este să fii tu cel real. Fii autentic, fii prezență, fii fericire, fii iubire, fii bucurie, fii tu însuți. Acesta a fost al treilea citat, hai să vedem care este al patrulea citat care ne iese în cale. Ești aici să te bucuri de viață, nu ești aici ca să suferi din cauza dramei tale sau a importanței personale. Și un ultim citat, fii impecabil în ceea ce spui înseamnă de fapt să nu folosești niciodată forța cuvântului împotriva ta. Reține și tu asta, nu folosi niciodată forța cuvântului împotriva ta, ci propune-ți să folosești cuvintele înțelept. Sper că ți-ai luat măcar o idee pe care să o aplici de astăzi în viața ta și să-ți armonizezi măcar într-o câteva realitatea. Îți mulțumesc că te-ai uitat și te aștept mâine cu un nou filmuleț pe acest canal. Pa, pa!